Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Tăriceni din județul Călăraș. În cadrul slujbei, preasfinția sa a înălțat rugăciuni pentru ploaie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat minunea schimbării la față. Momentul și minunea aceasta s-a întâmplat după ce, cu câteva zile înainte, în Cezarea lui Filip fiind, Mântuitorul i-a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu? Și unii au răspuns: zic că ești Ioan Botezătorul, zic că ești Ilie sau unul dintre profeți. Și Mântuitorul i-a întrebat: dar voi cine ziceți că sunt eu? Și în numele tuturor ucenicilor Mântuitorului, celor 12 ucenici ai Mântuitorului, a răspuns Petru, spunând: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul a fericit că nu trup și sânge i-au descoperit lui aceasta, ci Tatăl, Dumnezeu Creatorul, Cel din ceruri. Mai mult decât atâta, i-a spus: tu ești Petru și pe această piatră, adică pe piatra credinței lui și a mărturisirii pe care el a făcut-o, voi zidi biserica mea pe care nici porțile iadului nu o vor putea birui. 150 de credincioși prezenți la slujbă au primit la final pachete cu alimente.